Aici e apartamentul 16, 16. da. Ia să vedem aici. Aici Deci sunt aici pregătit mai încă decât... pregătit, acolo e, se va pune WC-ul. Acolo vine WC-ul, nu ți-e aici. Simplu. Deci aici vine WC-ul castrat. Da. Aici am de schimbat conductele. Când îmi vine acum astăzi... Ăla cu să... conductele... Aștept să vină, că deci vine aici metalul. Ai schimbat. Deci coloana de coloana de e schimbată. E schimbată. E și celelalte nu e nevoie de ele să fie schimbate? Astea două, asta plus fluviala n-am de ce să schimb. Astea două deci, trebuie să le schimb. Care? Aia, asta, asta și, și... Pentru că asta ucinit. Deja, ia uite-ți. Da. Aha. Da, stai, stai, ia ăla din, ia ăla din, așa. Bun. Asta deja picură. Bun, așa. Bun. E ruginită, okay. E și pe aici okay. Ruginită și așa mai departe. Și asta dar tu schimbat. Pasta principală mare ai schimbat-o asta și... Asta este schimbată. Da, și e vreo șansă să ne inunde ăla de sus? În nu? Situația de față nu. Nu, nu este nicio că șansă. Da. Nu, nu am niciun problem. Făcut tu. Și făcut nici tot. Noi să inundăm pe ăla nu, de nu, jos. Nu, nu, i-am făcut probă bun. Tot, nu avem nicio șansă. Așa. Bun. Asta la fel am... E fluviala, nu avem treabă, am... pus acolo fiind nadă, am pus niște bandă butilică ca să fiu sigur că nu curge vreodată pe acolo. Bun. Așa. Și aici o să fie aici o să fie dușul. Cabina de duș, dușul. Da, care o duș. Să aibă un paravan de 1,20 m. Da, un paravan cu ușă 1,95 m înălțime. Așa, și 1,20 m lățime. Da. Bateria de duș. Da. Așa. Da, vedem. Faianță de început da, în ea. Vedem. Aici așa. O să fie ghiuveta. Stand-up. Da, bun. Să fie așa. Hai să vedem aici. Aici mi-am osat acum ca să încep să dau lavabilul. Aștept să-mi vină astăzi, ar trebui să-mi vină și siguranțele să pot să dau drumul la curent pe apartamentul ăsta. Da. Că nu pot să dau drumul. Așa, aici la fel mi-am osat. Să intru să dau gletul. Aha, aici o să vină cămara aia cu ușile alea. Da, vedem. Așa. Stai, stai, stai numai nițel, stai, 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 stai să văd și aici. Așa, bun. Bun. Caloriferele le-am conectat, sunt funcționale, nu o veste alta. Da, trebuie să le curățăm ceva. Da, o să vreau să le curăț, da. Să le vopsim. Aha. La interior tu le-ai pus robinetul, nu? Da, pus robinetul, tot, se închide, se pot închide, nu e problemă, nu curge niciunul. Și o să trebuiască să-i mai dau o dată. Țevile astea de aici ce astea sunt? Astea trebuie anulate. Anulate. Că nu mai sunt valabile. Și o să trebuiască la fel, când intra pe coloane pe alea, să tai coloanele de aici de undeva, să fac alimentarea pentru bateria de chivetă. Aha. Bun. Așa, ia stai. Aici... Ia stai, întâi aici. Doar stai din spate cu lumina mai de sus, că altfel păi dacă nu, intră... Bine, așa. Nu, 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 bine. Nu, pentru că intră în cadru. Așa. Și nu... Aici trebuie să intre să mi-am... turnat da. Șapa, da. Ce mi-a venit acum. Să intre să mi-amorseze, a verifica dacă se mai curăță ceva la fel, pentru să dau gletul. Robinetul corectat, ți-am remontat, glafurile făcute și se dau și la asta glet. Da. Electrica e făcută și aici. Da. Așa. Aici așa. E gletuit, mai am foarte puțin, adică ca și de glet. Deci mai e acolo de gletuit. Acolo, dreptul la calorifere, peste tot, peretele cu calorifere, partea de tot la glas. Aici e zidit. Unde am zidit, unde și am mai zis. Pui rigips, nu? Sau ce-i mai pui acolo? Să vedem, am zis că pe o parte o să-i pun rigips, că e mult decălcat și pe partea cealaltă o să te încuiesc că e prea puțin. Aha. Bun. Astea, aici... în principiu, sunt pregătite pentru șlefuit da. Și da. Lavabă. Și aia la fel. Așa. Aia trebuie în zona caloriferului. Aici e ok. Da. Și aici e... Aici decât în zona asta mai am în zona asta. Aici așa. Așa. Bun. Așa. Bun. Deci cam ăsta este 16-le. Ăsta, astea bun. Sunt conductele pregătite pentru ce trebuie să schimb. Astea sunt... mufele care am... Stai, stai, stai cu lumina. Mai bine o țin eu lumina. Ia. Nu aveți grijă. Astea sunt mufele rapide care ar trebui să știu că nu le-am găsit la ăștia. Așa. Țevile sunt pregătite. Aștept după să tot să rezolvăm cu țevile să scap și de ele. Bun. Așa.
Așa. Bun. Și aici nu am șansă, să zicem, vreo două zile aștept un lucru aici. Da. Nu mai am. Așa. Bun. Deci acum ar trebui să ne gândim la gresie, faianță și... Gresie, faianță, ușile deja... Ușile, da. Am făcut un comandă, e trecut și lavabilul și da. Prize întrerupătoare am trecut. Bine. La fel, corpul de iluminat, mai trebuie așa. Să vedem ce Bine, hai să vedem dincolo.